Bine ați revenit la cursul de oscilații și unde mecanice. În acest al șaselea curs voi vorbi despre trei lucruri: oscilații amortizate, oscilații forțate și rezonanță, urmând ca într-un curs de aplicații viitor să vorbesc despre oscilațiile întreținute. După cum am arătat în cursurile precedente, energia unui oscilator depinde de amplitudinea oscilațiilor și se poate exprima prin relația K ori A pătrat supra 2, A mare fiind amplitudinea, iar K constanta elastică. Și până acum am presupus că oscilatorul nu pierde energie în timpul oscilațiilor și, în consecință, amplitudinea oscilațiilor este constantă în timp, așa cum ne arată acest grafic. În practică însă, în cazul tuturor oscilatorilor macroscopici, avem frecare. Și prin frecare, energia cinetică se transformă în căldură. Puteți vedea, redat cu viteză mare ca să nu dureze prea mult, cum scade amplitudinea oscilațiilor unui pendul gravitațional din cauza frecării cu aerul. Astfel de oscilații se numesc oscilații amortizate și în aceste oscilații energia oscilatorului se transformă treptat în căldură, iar această pierdere de energie se manifestă prin scăderea amplitudinii. După câtva timp, oscilatorul se oprește, amplitudinea devine zero, pentru că și energia mecanică a oscilatorului devine zero. Când oscilatorul s-a oprit, toată energia lui mecanică s-a transformat în căldură. Să vedem întâi câteva aspecte teoretice legate de amortizare. Principiul fundamental al dinamicii ne spune că produsul dintre masa și accelerația unui corp este egal cu suma forțelor care acționează asupra corpului respectiv, cu rezultanta forțelor care acționează asupra lui, adică masa înmulțită cu accelerația este sumă din forțele care acționează. N-am scris relația vectorial pentru că toate forțele cu care vom avea de-a face vor fi pe direcția mișcării, așa că putem să lucrăm scalar. Ați văzut în primul curs că o mișcare oscilatorie este armonică dacă forța care produce oscilațiile este de tip elastic, adică dacă are expresia F egal cu minus K ori X, K fiind, așa cum am mai spus, constanta elastică, X fiind elongația. Deci forța elastică are în fiecare moment modulul proporțional cu elongația. Ecuația principiului fundamental este, în acest caz, M ori D2X supra DT2 egal cu minus K ori X, D2X pe DT2, fiind accelerația oscilatorului. Tot în primul curs ați văzut că soluția acestei ecuații diferențiale este x egal cu a mare înmulțit cu sinus de omega 0 t plus fi 0, unde a mare este amplitudinea oscilațiilor, omega 0 se numește pulsație, este pulsația proprie a oscilatorului și se calculează cu relația radical din K supra M, iar Φ0 este faza inițială a oscilațiilor. Acum să presupunem că oscilațiile au loc într-un fluid, de pildă în aer, cum se întâmplă de obicei. La viteze mici, așa cum e de obicei cazul oscilațiilor armonice, mecanice, forța de frecare cu un fluid este proporțională cu viteza. Adică putem scrie forța de frecare, F indice F, este minus R ori V. R fiind un coeficient de rezistență, un coeficient care caracterizează rezistența fluidului la mișcare, care depinde, printre altele, de viscozitatea fluidului. Semnul minus apare pentru că forța de frecare se opune tot timpul deplasării, are în fiecare moment sens opus deplasării. Și acum, ecuația principiului fundamental
devine m înmulțit cu d2x pe d2 este egal cu minus kx minus r înmulțit cu viteza, dar viteza este prima derivată a lui x, deci înmulțit cu dx pe dt. Și acum voi împărți toți termenii la m și voi ține seama de această relație, pentru că vă rog să observați că apare raportul k asupra m, dacă împart la m, și voi mai nota raportul r supra 2m cu delta, pe care îl voi numi de aici încolo coeficient de amortizare. Așa se numește acest raport r supra 2m. Și atunci ecuația noastră devine d2x pe dt2 plus 2 delta dx supra dt plus omega 0 pătrat ori x egal cu 0. Deci, dacă ținem seama de forța de frecare, frecarea într-un fluid, atunci ecuația diferențială care descrie oscilațiile devine cea pe care o vedeți. Mai departe urmează o demonstrație care depășește un pic nivelul liceului, de aceea cei care doresc să cunoască lucrurile doar la nivel de liceu pot să sară peste ea și să vadă doar concluziile. Să încercăm pentru ecuația noastră diferențială o soluție care are forma x este egal cu o constantă C mare înmulțit cu e la lambda ori t. Dacă substituim această expresie a lui x în ecuația noastră, obținem lambda la pătrat înmulțit cu c ori e la lambda t mic plus 2 delta lambda înmulțit cu c ori e la lambda t mic plus omega 0 pătrat înmulțit cu c ori e la lambda t mic egal cu 0. Ecuație pe care o pot împărți la c înmulțit cu e la puterea lambda ori t mic. Și obțin ecuația lambda pătrat plus 2 delta lambda plus omega 0 pătrat egal cu 0, care este ecuația caracteristică ecuației diferențiale de la care am plecat, presupunând o soluție de această formă. Soluțiile acestei ecuații de gradul 2 în lambda sunt lambda 1, 2 egal cu minus delta plus minus radical din delta pătrat plus omega 0 pătrat. Și pentru că avem acum aceste două soluții, putem să scriem soluția ecuației diferențiale acum de forma x este egal cu c1 ori e la lambda 1 ori t mic plus c2 ori e la puterea lambda 2 ori t mic, unde lambda 1 și lambda 2 sunt soluțiile ecuației caracteristice, cele pe care le-am găsit mai înainte. Acum putem să distingem trei cazuri. Cazul întâi este acela în care delta este mai mare decât omega 0. Și în acest caz, rădăcinile ecuației caracteristice sunt reale. Avem două rădăcini reale distincte, iar soluția se poate scrie x este egal cu e la minus delta ori t pe lângă c1 înmulțit cu e la puterea radical din delta la pătrat
minus omega 0 pătrat plus C2 înmulțit cu E la minus radical din delta la pătrat minus omega 0 pătrat. Deci acum avem această soluție și ecuația pe care o vedeți ne arată că X nu își schimbă semnul. Deci nu vom avea oscilații, pentru că în timpul oscilațiilor X ia când valoarea pozitivă, când valoarea negativă, elongația. Ceea ce se întâmplă este că dacă scoatem oscilatorul din poziția de echilibru și îi dăm drumul, el se duce până la poziția de echilibru, dar rămâne acolo. Repet, nu se produc oscilații. Graficul arată așa cum vedeți aici. Acesta este cazul în care frecarea este foarte puternică. Deci dacă scoatem oscilatorul din poziția de echilibru și îi dăm drumul, toată energia lui mecanică până când ajunge în poziția de echilibru se transformă în căldură. Și în acest caz spunem că avem amortizare supracritică. Al doilea caz este cel în care delta este egal cu omega 0. În acest caz, cele două soluții sunt confundate, iar soluția ecuației diferențiale se poate acum scrie X este egal cu E la minus delta T pe lângă C1 ori T mic plus C2. Ceea ce înseamnă că nici de data asta nu se produc oscilații. Graficul mișcării în acest caz îl vedeți acum. Spunem că suntem în cazul unei amortizări critice. În grafic vedeți că totul începe ca o oscilație, dar până la urmă toată energia oscilatorului se transformă în căldură și elongația tinde la zero. Dacă se produc totuși oscilații, atunci are loc doar una, în sensul că oscilatorul poate să treacă dincolo de poziția de echilibru o singură dată și să revină. Asta depinde de condițiile inițiale. Deci acum avem o amortizare critică și putem găsi condiția pentru ca amortizarea să fie critică, tocmai din această egalitate. Știm că delta este R supra 2N și omega 0 este radical din kappa supra N. Și de aici rezultă că R are valoarea, pentru ca amortizarea să fie critică, 2 radical din kappa ori N. Dacă valoarea lui R este mai mare decât această valoare, avem amortizare supracritică, iar dacă valoarea lui R este mai mică decât ce ne arată această expresie, atunci avem amortizare subcritică, despre care urmează să vorbesc. Cazul al treilea este cel în care delta este mai mic decât omega 0. Acesta este cazul cel mai interesant. În acest caz, rădăcinile ecuației caracteristice nu mai sunt reale, sunt complex conjugate. Și le putem scrie lambda 1, 2 este minus delta plus minus i radical din omega 0 pătrat minus delta pătrat. Iar soluția ecuației diferențiale acum se poate scrie x este egal cu e la minus delta t pe lângă c1 înmulțit cu e la i radical din omega 0 pătrat minus delta pătrat ori t plus c2 înmulțit cu e la puterea minus i radical din omega 0 pătrat minus delta pătrat ori t. Și această soluție poate fi scrisă cu ajutorul
relației lui Euler, care spune că E la puterea I ori alfa se poate scrie cosinus de alfa plus I ori sinus de alfa, se poate scrie X este egal cu A ori E la minus delta P înmulțit cu sinus de omega T plus phi 0, unde omega este radical din omega 0 pătrat minus delta pătrat. Și această ecuație ne arată că avem de data asta oscilații, este cazul amortizării subcritice, cazul în care frecarea este slabă. Deci avem oscilații, dar dacă vom compara această lege de mișcare cu cea pe care am avut-o în cazul oscilațiilor libere, adică x este egal cu a ori sinus de omega 0 t minus phi 0, observăm că oscilațiile pe care le avem acum se deosebesc de oscilațiile libere prin două lucruri. Și anume, întâi, amplitudinea scade în timp, așa cum ne arată acest grafic. Și apoi, oscilațiile au loc cu o pulsație omega diferită de pulsația proprie a oscilatorului nostru. Această pulsație, așa cum v-am arătat, se poate calcula cu această relație. Și vă rog să observați că pulsația, deci și frecvența, sunt cu atât mai mici cu cât frecarea este mai mare, coeficientul de amortizare caracterizează frecarea. Deci, dacă forța de frecare este slabă, avem o mișcare oscilatorie armonică, dar cu o amplitudine care scade în timp, așa cum ne arată graficul, și cu o pulsație dată de această relație, pulsație care se numește pseudopulsație, iar perioada calculată cu această pulsație, adică T egal cu omega supra 2pi, se numește pseudo-perioadă, pentru că ea nu depinde doar de caracteristicile oscilatorului, adică de M și K, ci depinde și de forța de frecare. În afară de factorul de amortizare, delta, se mai folosesc pentru a caracteriza amortizarea și alte mărimi. De pildă, decrementul logaritmic, așa se numește, care se definește ca logaritm natural din raportul a două amplitudini succesive. Adică, teta este egal cu logaritm natural din A indice N supra A indice N plus 1. Unde A indice N este amplitudinea celei de-a N oscilații, iar A N plus 1 este amplitudinea celei de a n plus 1 oscilații. Evident, pentru că avem amortizare, a n plus 1 este mai mic decât a n. Și se mai folosește de asemenea și așa numitul timp de relaxare, tau, care este inversul coeficientului de amortizare. Este 1 supra delta. Să notăm.
Și acum să vedem practic amortizarea. Întâi, cazul în care amortizarea este subcritică, deci se produc oscilații, dar amplitudinea lor scade în timp, așa cum ne arată și graficul pe care îl vedeți. Iar acum să vedem cazul în care amortizarea este puternică în regim supracritic. După cum vedeți, nu se mai pot produce oscilații, toată energia oscilatorului se transformă în căldură într-o singură deplasare în funcție de condițiile inițiale. Ați văzut că în cazul oscilațiilor amortizate avem această ecuație diferențială care caracterizează mișcarea. Acum să presupunem că mai avem o forță externă de tip elastic, care acționează și ea asupra oscilatorului. Vom numi această forță, forță excitatoare. Și să presupunem că expresia ei este F egal cu F0 ori sinus de omega F ori T plus phi indice F. Unde F0 este amplitudinea forței, intensității forței, omega F este pulsația cu care variază intensitatea forței, iar phi indice F este faza inițială a acestei variații. Presupunem de asemenea că omega F este diferit atât de omega 0, adică de pulsația proprie a oscilatorului, cât și de așa numita pseudo-pulsație. Pentru că avem în continuare și forță de frecare. În acest caz, ecuația noastră devine d2x supra dt2 plus 2 delta. Ați văzut de ce am explicat ce este cu delta, ori dx supra dt plus omega 0 pătrat ori x și minus f0 ori sinus de omega f ori t plus phi indice f egal cu 0. Și această ecuație diferențială are soluția de forma unei sume x egal cu x1 plus x2. Pentru că avem două forțe de tip elastic care încearcă să producă oscilații. X1 trebuie să aibă expresia pe care a avut-o X atunci când am avut un regim subcritic de amortizare, pentru că altfel n-am avea oscilații. Și asta înseamnă că X1 trebuie să fie de forma A1, să notăm așa amplitudinea pentru X1, ori E la minus delta ori T, ori sinus de omega T plus phi 0. Deci avem pentru aceste oscilații, aceea soluție, repet, pe care am avut-o în cazul în care am analizat regimul subcritic de amortizare. În timp ce X2 reprezintă oscilațiile produse de forța excitatoare și pe acestea le putem caracteriza prin ecuația X2 egal cu A2, o altă amplitudine, înmulțit cu sinus de omega F ori T plus phi indice F. Deci avem suprapunerea acestor două oscilații, care, după cum vedeți, sunt diferite atât ca amplitudine, cât și ca pulsație, cât și ca fază.
dar această suprapunere are loc doar în momentele inițiale ale mișcării, pentru că această oscilație este amortizată. Așa că după câtva timp va rămâne doar această oscilație. Perioada de timp în care putem observa suprapunerea celor două oscilații corespunde la ceea ce numim regim tranzitoriu. Deci, la început avem o suprapunere de două oscilații și după câtva timp, după ce se termină regimul tranzitoriu, vom avea o singură oscilație care va avea această expresie. Și această oscilație este o oscilație forțată, pentru că ea se petrece sub acțiunea unei forțe de tip elastic exterioare. Iar partea interesantă este cea legată de amplitudinea oscilațiilor forțate. Veți vedea că studiul acestor amplitudini ne conduce spre fenomenul de rezonanță. Să notăm! Rezonanța este fenomenul de trecere selectivă a energiei de la un oscilator la altul. O altă definiție poate fi următoarea. Rezonanța este tendința unui sistem de a oscila cu amplitudini mai mari la anumite frecvențe decât la altele. Să pornim de la oscilațiile forțate. Ați văzut că dacă intervine o forță exterioară de tip elastic, o forță excitatoare, avem întâi un regim tranzitoriu în care amplitudinea variază în timp. Dar după câtva timp, amplitudinea oscilațiilor amortizate devine zero și atunci rămân doar oscilațiile forțate care au o amplitudine constantă în timp și au loc cu frecvența forței excitatoare. Să vedem trei astfel de cazuri în care coeficientul de amortizare este mic. Deci, în toate trei cazurile, frecarea este slabă. Primul caz. Pulsația proprie oscilatorului este 5 radian pe secundă, iar pulsația forței exterioare este 3 radian pe secundă. Acum oscilatorul este în regim tranzitoriu. După cum vedeți, amplitudinea variază. Iar acum a ajuns la regimul stabil. Observați că amplitudinea oscilațiilor este mică. Cazul al doilea. Pulsația proprie oscilatorului este tot 5 radian pe secundă, iar pulsația forței excitatoare este 4 radian pe secundă, deci mai aproape de pulsația proprie a oscilatorului. Acum vedem regimul tranzitoriu. Iar acum s-a ajuns la regimul stabil. Observați că amplitudinea oscilațiilor este mai mare decât înainte. Cazul al treilea. Pulsația forței excitatoare este aceeași cu cea proprie a oscilatorului 5 radian pe secundă.
De data asta, dacă forța de frecare nu este mare, așa cum am spus, nu mai ajungem la un regim stabil. Amplitudinea crește până când oscilatorul se distruge, deoarece amplitudinea crește peste valoarea maximă tehnic permisă. Ceea ce ați văzut confirmă fenomenul de rezonanță. Când coeficientul de amortizare este mic, cu cât frecvența forței exterioare este mai apropiată de frecvența proprie a oscilatorului, cu atât mai multă energie primește oscilatorul în timp și cu atât mai mare se face amplitudinea oscilațiilor forțate. Oscilația pentru care amplitudinea devine cea mai mare se numește oscilație de rezonanță. În cazul în care nu mai putem neglija frecarea, rămânem în regim subcritic, altfel n-am avea oscilații, dar frecarea nu mai poate fi neglijată, rezonanța nu se mai realizează la o frecvență egală cu frecvența proprie de oscilație a oscilatorului, ci atunci când pulsația forței excitatoare, omega F, are expresia radical din omega 0 pătrat minus 2 delta pătrat, unde omega 0, știți, este pulsația proprie oscilatorului. Această relație ne arată că cu cât factorul de amortizare delta este mai mic, cu atât rezonanța se obține pentru frecvențe mai apropiate de frecvența proprie a oscilatorului. Iar în cazul în care nu avem frecare, atunci frecvența la care apare rezonanța este egală cu frecvența proprie a oscilatorului. Sunt sigur că ați observat cu toții fenomenul de rezonanță. De pildă, la trecerea unui camion pe lângă casă, un geam începe să vibreze. Se întâmplă atunci când frecvența de oscilație a geamului este foarte apropiată de frecvența sunetului produs de motor. Energia se propagă prin aer cu ajutorul undelor sonore, iar geamul primește energie prin rezonanță și oscilează. Fenomenul de rezonanță poate fi distrugător, deoarece energia primită de un oscilator poate fi atât de mare încât poate distruge oscilatorul. Este celebru cazul podului Tacoma Narrows, care s-a prăbușit din cauza vântului în anul 1940, la câteva luni de la inaugurare, așa cum vedeți în imagini. Printr-un fenomen combinat de rezonanță și vibrație asemănătoare cu cea care se produce când trece aer cu viteză pe lângă o bucată de hârtie, podul a preluat tot mai multă energie eoliană de la vânt prin aceste două fenomene, până când amplitudinea oscilațiilor care se produceau a fost atât de mare încât podul s-a distrus. Deci energia care l-a distrus a fost energia eoliană pe care podul a preluat-o oscilând. De asemenea, în cazul cutremurelor, multe clădiri se prăbușesc din cauza rezonanței, pentru că încep să oscileze tot mai puternic și mai puternic sub influența undelor seismice. Așa cum v-am spus la început, într-un curs viitor de aplicații, voi vorbi și despre oscilațiile întreținute și voi face completări și demonstrații practice pentru rezonanță. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!